Dimineața și bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Suntem noi aici înapoi în Istanbul și astăzi este probabil ultima zi, sigur, din Istanbul și din Turcia. Așa că o să facem un vlog special ca să ne aducem aminte de lucrurile ce ne vor lipsi. Ne-am gândit să facem un vlog puțin mai relaxat față de cele de până acum și asta deoarece nu va fi Wikipedia, nu vor fi informații. Și va fi un vlog personal, așa că ne-am gândit să facem ceva interesant și anume, fiecare și-a făcut câte o listă de top 5 lucruri pe care vrea să le facă înainte de a pleca din Istanbul. Aceasta este lista mea, pe care Mircea nu o știe. Noi nu știm chiar, nu știm chiar exact, dar mai bănuim. Acum lista și ta. Păi și s-a înțeles? Nu o citești? O citesc. O cafea turcească la tarot. Un sut la cenar n-a avut căi. Istanbul noaptea din Galata Tower. Adică asta după apus. O selecție de cocături. Și suc de rodie la Aia Sofia în față, pentru că eu am o relație cu sucul de rodie luat de la Aia Sofia din față. De acum 3 ani o să insere și cadre când o să ajungem acolo. Și eu. Mircea. Mircea pe telefon, că noi suntem foarte diferiți. El e cu tehnologia, eu sunt cu hârtia. Dacă mă descurc. Așa. Și eu vreau să beau ceaiul pe vapor. Să mănânc fursecurile care mi-am mâncat zilele, care sunt aici lângă cazarea noastră și pe care le-am văzut în fiecare zi și nu le-am mâncat. Durum lângă bazar, să mănânc un lahmacun și să mă plimb prin Arnavutköy și prin Bebek. Hai că nu sunt chiar așa diferite. Deci o să facem așa, o să începem, hai să facem, păi uite, fursecuri sunt cu cocături, le legăm. Mănânci cocături aici unde am văzut fursecuri. Da. Mergeam în minte în fiecare dimineață când este la alergat că e un loc unde mănâncă el o selecție de cocături ca să-mi facă în ciudă. De fapt, îmi imaginez cum le mănânc în fiecare zi, dar azi chiar o să le mănânc. Începem cu cocăturile, că sunt aici aproape, continuăm cu cafeaua și după mai vedem pe parcurs ce și cum. Și apoi mergem la bazar să mâncăm un durum. Da. Cred. Da. De pe mâncare, după cum v-ați dat seama. Și la noapte mergem la Galata. Da. Și mergem și la bazar și la rodie. Așa. Și vedem. Țineți aproape. Toate aproape. Îmi cer scuze că încă de la începutul vlogului am uitat să-mi prezint noul coleg Mircea, care probabil pentru cei care ne urmăresc de la început au observat faptul că el pe durata și de din Istanbul a fost 3 persoane, una cu părul lung când am început să facem vlog, după a trecut la o frizură puțin mai comercială de și acum, da, acum se pregătește să schimbe continentul, am impresia. Dar sunt tot eu, același om. O să vedeți că glumele nu se schimbă. Glumele proaste. Suntem în partea de sus a cartierului Moda, care este puțin mai diferită, am spune, și mai puțin turistică. Și ce părere aveți? Aici mi-am stat mie pe creier timp de 11 zile. Astea mi-au stat pe creier timp de 11 zile. Grajde! Este ilegal să-mi iau o negresă la mic dejun? Nu cred. Birtane? Ce să mai luăm? Hai să văd. Birtane. Ai trecut direct la dulciuri, da? Da. Ce mai vrei? Mai vrei cu sărat, dulce? Mai vreau o plăcintă de aia lungă de acolo, la intrare. Birtane. Patates? Eve, tamam. Eve. Asta e cu cartofi? Da. Altceva mai alegi și tu. O pizza din asta cu cărnăciori nu luăm, dar luăm una din asta mică cu cărnăciori. Sujuk. Ve, bir. Și una cu măsline. Ve, bir, zeytin. Ile. Așa, și mai vreau o dulce gri? Una din asta cu nucă. Bir tane. Ve, te ve. Bomba de. Bomba biliorus. Izmir. Izmir. Izmir de. Iedic. Foarte mult umblutură.
Îmbi un NG. Burda e yours. Burda olacağım. Evet, evet. Ha, tamam. Dışarıda. Are și simit. Vrei și un simit? Nu, deci dacă mai mănânc, cred că... Nu cred că o să putem să le terminăm. Cât a costat? 85 de lire. 85 de lire, 20 de lei. A, ce frumos ne pune pe farfurioară. De secule. Și acum să vă prezentăm oferta zilei, a dimineții. În primul rând începem cu un sfat, nu faceți ca noi. În al doilea rând, ce ne-am comandat? Ne-am luat niște, cred că astea sunt de fapt poageau, despre care tot vorbeai tu. Poacea, ce am învățat eu, nu? Din Turcia. Una e cu brânză, una e cu ciocolată, două ceaiuri, teșechere de riz. Alte poaceauri, una cu sujuc, una cu măsline, aici e ceva cu, cu cartofi. Și aici zahăr. Selecție zahăr de zahăr, dulce. Zahăr cu, da. Hai să vedem. Se pare că câte una dintre dorințele fiecăruia se va îndeplini. Dorința mea de a mânca micul dejun la colțul străzii lângă cazare, să fac pofta cu fursecurile pe care le-am văzut în fiecare zi, în ultimele dimineți, și dorința Monicăi de a mânca o selecție de cocături. Da, hai să vedem. E proaspăt. O minune, nu? E foarte proaspăt. Dorința mea este să pot să mănânc așa ceva în fiecare dimineață și să nu crăp în două săptămâni. Sunt făcute și lucrurile astea cu un echilibru, dacă mănânci în fiecare dimineață, nu te mai bucuri. Vă spuneam că suntem cazați în Moda, în schimb este cartierul din partea de sus, nici nu știu cum să-l descriu, de pe colină, zona cartierului de pe colină. Și este mult mai puțin. Da, da. Sunt foarte mulți localnici, sunt foarte multe cafenele și aici, în schimb, este cu tot o altă atmosferă. Se vede că sunt mult mai puțin turiști, adică aproape deloc turiști. În zona asta nici nu sunt foarte multe hoteluri aici. Și cocăturile sunt de excepție. Da, și sunt, chiar aveți ce face în cartierul ăsta. Asta este preferata mea, are o gelatină de dulceață cu zahăr. Și biscuite de casă de desubt. Mm. Mm-hmm. Gata. Încheiem. Poți să zici că ți-ai satisfăcut o dorință de pe listă? Da, mi-am satisfăcut dorința pentru 2 luni de acum. Am terminat incursiunea în lumea fursecurilor și ne continuăm drumul spre cafea. Dacă vreți să veniți să mâncați fursecuri, locul se numește Simit G Ibo. Și o să vă lase Monica locația în descriere. Era să mă cazesc cu tău. Continuăm! Continuăm! Departe. Stați aproape! Stați aproape! Ești pregătit să te bar la table? Cred că sunt pregătit să-ți iei bătaie. Le-ai zis oamenilor că tu umpli cu alea, că le măsluiești, că faci de-astea? Am zaruri făcute? Da. Am zarurile mele, ce să fac? Are cu magnezul ăia de hap-hap, se întoarce. Mai 6-6, 5-5, da. Să uitați-vă la mine, așa arată o câștigătoare la tablă. Hai, ne arată vedem înainte să joace, că după ce joacă nu o să mai arată așa. Ai grijă. Forța tablelor. Și am ajuns pe Miralai Nazım Caddesi, care este una dintre străzile noastre preferate, la Porte Cafe, care a apărut de nenumărate ori în blogurile noastre, unde o să ne așezăm salvat pe Mircea la tablă. Haideți! Merhaba! Hoş bulduk! İki Türk kahvesi, sade. Evet. A furat tablele direct. Prietene, hai să te bat. Cum se așează? Erai tu câștigătoare, campioană. Da, da, eu nu mă ocup cu națională, internațională, intergalactică, de table. Tu așezi, eu câștig. Am înțeles, tu și doar să dai cu zarul, nu? Cum se așează? Asta e casa mea. Tu ești cu albe, le punem aici două albe, pune două negre acolo. Revenim. Căutăm pe net.
Cât ai dat? 3. 2-1? 2-1? Da, 2-1, 3. 1-1. Da, dar e dublu, eu încep direct. Ce facem? Mă, du-te, bă, de aici, de unde e asta? Așa sunt regulile. Care 3? Nu există. Nu există. 3 mai mare ca 2, în orice... Nu, așa sunt regulile. Scrieți în comentarii, vă rog frumos. 1, 2, 3 și 1. Dacă am pierdut pentru că a trișat din prima secundă. Nu, am făcut dublu, am început direct, nici nu se mai stă la discuție. Bă, frate, a trișat de la prima secundă, mă. 4-4, bravo! Oh, stăpâna tablelor. 4, 4. A venit cafeaua, așteptăm să se răcească și revenim câteva secunde când o să încheiem jocul pentru că o să câștig. Stați aproape. Maica o să primească un marți. Dar păcat că nu știe ce e ăla. Ce face? Nu-i problemă, stai niște. Ce, alea sunt scoase și alea? Da. Mai trei piese? Dacă dau dublă, e marți. Dacă n-a pus să scoți. Doamne, măcar marți nu fie. 3-2. Hai o dublă acum. O dublă salvatoare. Una să scurgem. Poate să fie și 1-1, nu contează. Nu e. Ne descurcăm și cu 1-1. 6-2. A fost marți, s-a făcut sâmbătă. Stai că dacă dai 2-1, na, tot marți. Nu dai. 5-1. 1. Păi fă 5. 2, 3, 4, 5. Păi și ce? Că de pe 1 n-am. Păi nu e. E marți. Hai acasă. Nota. Revenim de pe vapor. Ce am fost, ce am ajuns. E greu, nu? E greu. Da, bă, frate, să pierzi e greu tot timpul. Da, bă. Ba, ne vedem după bloc, nu să plâng la baie aici. Prima zi când am ajuns în Istanbul, din Izmir, stăteam amândoi pe malul apei aici, lângă vapor. Ne uitam la vapoare cum pleacă. Și vaporul până în partea europeană face cam jumătate de oră, era seară. Și am zis cam aproape în același timp amândoi. Vrei să mergem cu vaporul până în partea europeană și să ne întoarcem? Nu vrei tu să mergem până pe partea europeană și să ne întoarcem? Și ne-am dus. Băi, ce idee! Băi, ce chestie! Da, dar și am uitat așa avut, melancolici. N-am avut curaj să rămânem în același vapor, ne-am dat jos și am luat altul. Dacă eram șmecher, rămâneam, ne ascundeam. A, ca să tentăm plata de unde o vaporului. Și un singur drum. E 2 lei sau ceva de genul. E singurul mijloc de transport în comun cu care am mers de plăcere de mai multe ori decât era de nevoie. De trebuie, exact. Și tot timpul intru și merg direct la magazinul, barul unde se vinde ceai. Veți vedea. Ceai. Veți vedea pentru că nu o să rateze ocazia nici acum. Exact. Hai. Cardu? Păi am și eu un card, ai și tu un card. Haideți cu noi pe vapor. Vapor. Am uitat să spunem, ne îndreptăm să mâncăm kebab, că doar ce am terat de mâncat și să nu mai ieșim și ne îndreptăm spre Eminionu. Eminionu. O să mergem până la bazar. Mergem sus? Să ne așezăm aici. Mergem direct la vagonul restaurant. Mamă! Oh. Oh. Aproape m-am ars. Vrem să profităm puțin de ocazia asta și să vă povestim cum a fost experiența asta a lunii trecute și cum a fost călătoritul prin Turcia, un călătorit realizat numai cu ajutorul transportului în comun. Mie mi s-a părut ireal. Una, costuri foarte mici. Pe lângă asta, cât de ușor este să călătorești. Nu știu cât am parcurs. Cred că am parcurs mai bine de 3.000 de kilometri, poate și mai mult. Mai mult? Mult mai mult. Majoritatea au fost realizați cu autocarul. Făceam rezervările pe net, de pe o zi pe alta. A funcționat sistemul, indiferent că am mers într-un oraș mai mic sau într-unul mai mare.
super confortabil, foarte curat. Tu ce ai adăuga? Autogările nu mai spun, și nu am văzut. Drum, să te descurci ca străin. Da, da, foarte, foarte pacit totul la îndemână. Adică informația și felul în care funcționează autogările, cum poți să mergi din autogară în oraș, din oraș la autogară. Da, o singură dată mi s-a întâmplat într-o autogară să nu găsim un taxi care să ne ducă în oraș. Habar n-aveam ce să facem și asta s-a întâmplat în Adeaman. Și pur și simplu ne-a abordat un băiat. Prima dată noi am fost sceptici că, mă rog, ăsta e caracterul. Am fost sceptici, ne-am gândit că vrea să ne ceară bani sau că vrea să ne păcălească. Și el lăsase un prieten care pleca la Istanbul autogară, ne-a dus în oraș, nu ne-a cerut absolut niciun ban. Ne-au povestit tot felul de lucruri, au fost super deschiși, deci oamenii... Nu știu dacă au comportat, cu siguranță sunt mult mai atrași de turiști, în schimb, sunt extrem de deschiși. Noi, puși în aceeași situație, nu am fi reacționat niciodată la fel. Deci niciodată nu... Tot timpul ne-am fi gândit, dacă îmi fură banii, dacă... Pe cine iau eu în mașină, nu? Așa... Asta e mentalitatea. Și cred că experiența Santurci a reușit să ne schimbe, măcar puțin, cu siguranță a contribuit. Și încă o chestie care ar trebui menționată, mă rog, noi auzisem foarte multe povești că, băi, nu e safe, de ce să te duci în sud-estul Turciei, că s-ar putea să nu fie safe. Pe mea ei citisem la fel destul de multe lucruri despre zonele pe care le-am vizitat. În schimb, ce putem să vă spunem este că pe parcursul călătorilor noastre cu autocarul se făceau controle dintr-o regiune în alta, sau nu știu exact, municipalitate în alta, nu știu cum era. La fiecare intrare în oraș, cel mai degrabă erau. În principiu, da. Se făceau controle, ni se verificau actele, bagajele nu se verificau, dar actele se verificau. Și ne-am simțit în siguranță tot timpul, am călătorit și noaptea și ziua și... Overall a fost o experiență excelentă. Așa că dacă vreți să faceți asta în Turcia cu transportul în comun și nu dispuneți de mașină, să știți că este posibil 100%. Și mult mai bine pentru că vezi mult mai mult, adică nu te izolezi de lume și stai în mașină. Da, când nu ai o mașină este destul de greu și, mă rog, poate fi mai costisitor să accesezi, cum a fost la Adıyaman, la Mount Nemrut, să accesezi anumite zone, atunci e mai ușor dacă ai mașină. Da, deci trebuie să plătești un șofer privat, un taxi să te ducă. Dar, mă rog, prețurile sunt decente, adică noi nu știu că am plătit în Adıyaman în jur de 20 de euro, nu? 20 de euro? 30 de euro? Nu mai știu, dacă în orice acolo. Caz e scump. Da. Nu e scump, dar asta să zici că ar fi așa. Adică plătești prețul de taxi în Europa de la, să zicem, un taxi de... Să mergi jumătate de oră cu taxi în Europa, în Turcia cu banii aia, se trezește un șofer la 2 dimineața și stă cu tine până la 9 ziua dimineața și te duce și îți arată ceva și te așteaptă și așa mai departe. Da. Ce vreau să spunem este că a fost o experiență extrem de plăcută, au rămas cu foarte multe amintiri frumoase și nu avem absolut niciun fel de nemulțumire, nu cred că nu s-a întâmplat niciun incident neplăcut. S-a întâmplat ceva? Nu. Deci absolut nimic, totul a mers ca mus. Bineînțeles, când te duci și ai anumite așteptări de la un oraș mai mult decât e acolo, ți se întâmplă, dar asta nu înseamnă că, asta înseamnă că ai avut așteptările greșite. Exact. Și surprizele au fost exact orașele unde nu am avut așteptări, locurile despre care habar n-aveam nimic. Acolo au apărut cele mai plăcute surprize. Gata, ne vedem data viitoare, peste 10 minute. Bușu-mi lacrimile acum că e ultima zi, mâine pleci. Da, și chiar sunt supărată. Pleci din Turcia, pleci din Istanbul. Istanbulul rămâne aici, așteaptă. Da, o să mă tatuiesc. Istanbul casa mea. Istanbul casa mea. Mergem prin Buluceană să mâncăm kebab, kebabul pe care l-am promovat în 14.000 de vloguri până acum. Da, cel putem să plecăm kebab din Turcia afară să mănânc un kebab. Nu știu când am mâncat tot, doar când am filmat vlog aici, cred că acum câteva luni. Da. Săraci, ne apropiem de locul cu pricina care se numește Mustafa. Mustafa Durumciu. Durumciu. Cel mai cel loc din Istanbul. De obicei, în zonele turistice, nu am fost așa impresionat de vreun restaurant, băi, dar ăsta... E... cioc vizet. Repede? Mamă, dar ce aglomerație e azi. A, să vezi ce aglomerație e aici? Nu știu dacă avem unde să stăm. Păi așteptăm. Dacă găsim și noi o măsuță sau nu. Așteptăm și ne așezăm. Deocamdată nu e nimic liber.
prea găsim. Trebuie să-l mâncăm în picioare. Ce face? Îl mâncăm în picioare. Stăm aici până ne facă ăștia statuie. Ia. Uite acum asta. Hai. Știi ce vrei? Vrei Adana, Urfa? Adana e mai picant, Urfa mai puțin picant sau vrei cu pui? Nu știu ce luai până acum. Păi Urfa am luat de toate. Am luat și Urfa și Adana și mai e ăla cu carne. Vreau picant. Adana. Vrei Adana? Da. Siparișul urmă? Bir Adana, bir Urfa, de Ikea Iran. Vrei cu ceapă sau fără? Nu mai știu. Soanlă. Soanlă. Am dat și comanda. Merge până la capăt cu ceapă și cu picanterie. Am luat o Adana, o Urfa. Da. Și două Iran. Da. Tu de la un timp mănânci picant. Te-ai învățat cu ciuștile alea de la... De când am călătorit în sud-estul Turciei, mi s-au schimbat gusturile. Nu mai pe picanterii sunt. Abia aștept, mi-e poftă rău de tot. Atmosfera e frumoasă, e aglomerație adevărată. Verdim. Verdim. Este genul de loc... Nu e curat. Nu e luxos. În schimb, e genul de loc unde, într-adevăr, simți atmosfera care ne-a fermecat pe noi în Istanbul și unde simți așa că faci parte din comunitate. Și de mâncare nu mai zic, că mâncarea e bună, rău, peste tot, e foarte bună. Și mâncarea a sosit. Și drumul a sosit. Unul cu Adana, unul cu Urfa. Să facem în detaliu. Ia să vedem. Nu? Ce dorință e asta? Dorința numărul 3 pentru mine s-a îndeplinit. Vrei? Îmi plac dorințele tale. Le mă bucur că noi am avut peștișori cu câte 5 dorințe, nu cu câte 3 dorințe. E da. Dacă avem cu câte 3 dorințe, acum gata, acasă. Eu mănânc kebabul din Urfa, adică din vlogul cu Şanlıurfa Urfa. Mm-hmm. Provine din orașul Şanlıurfa Urfa. Și tu mănânci Adana de unde din vlogul n-am care fost. Pe care nu l-avem, da. Mă bucur că mi se îndeplinește și această dorință. Cea mai simplă mâncare. Urfa kebab cu pătrunjel cu ceapă. Salată. Și într-o lipie proaspătă făcută aici. Probabil că știți despre el dacă ați văzut vlogul cu Grand Bazar. Dacă nu, vă puteți uita. Și dacă ajungeți pe la Grand Bazar, este foarte aproape, se numește Durumciu Mustafa. Și de fiecare dată când am mâncat aici a fost foarte bun. Și recomandăm cu căldura. Ne vedem de la a patra minune, mă lumii. Fă-mi o poză să am, că o să fac foame. Aici poză. Străină. E bine? Da. Așa arată lista mea. Mai am două dorințe de îndeplinit. Și dacă mă pun bine cu peștișorul, cred că mai mănânc și o baklava așa din mers. În Istanbul baklava nu se pune, e opțională. E ca la carte exact ce trebuie, nu? Da. Cum e situația? Cum se prezintă? Sunt foarte bune. Da? E cam buluceală, nu? Caraval în buluceală. Hai să beau un suc de rodie. Că dacă bei Iran și după bei suc de rodie, ci că îți merge bine la stomac. Da? Da. Vedem. Și ne îndreptăm acum către locul cu pricina, locul numărul 3, 4, 2 pe lista mea, nu mai știu. Narsuiu. Sucul de rodie. De aici am luat prima dată primul suc de rodie când am venit în Istanbul. După am mai luat în alte vloguri tot de aici.
Și astăzi stăm la această coadă, tot aici. Știi cât ți-a făcut? 90 de lire. Și cât era? 30, 35, 40 am dat cel mai mult. Și cred că, uite, o să mă uitam un cadru de când am fost noi în 2019, cât era pe listă. Dar acum o lună sau două l-am luat cu 40 de lire. S-a scumpit Istanbul, oricum, în ultima lună. S-a scumpit destul de mult. Cam peste tot. S-au schimbat prețurile și acum în lei este mult peste ce era când am venit noi în luna noiembrie. Și cazările, am înțeles, s-au scumpit la fel de tare. Ca să știți dacă veniți în Istanbul. Mă, tu mă filmezi. Da. Mă, tu mă filmezi. E greu. La coadă. E foarte aglomerat astăzi. Nu am văzut niciodată la fel de aglomerat. Se spune că în extra sezon nu vine lumea, dar cred că de fapt s-a schimbat. Cred că în sezon nu mai vine nimeni, că e scump și vine toată lumea în extra sezon. Hai. Singură m-am gândit. Septembrie sunt luni bune de vizitat Istanbul. Am luat Narsuiu și reacția probabil nu o să fie foarte diferită de ce o să vedeți în dreapta sau în stânga, unde o să pun cadru. E bun. Dorința numărul 3 al lui Monicuța. Narsuiu. În față la Aia Sofia. De 90 de lire, că în moda la 25 îmi strica. Haideți cu noi. Haideți cu noi mai departe. Unde mergem? Lumea dorințelor. E bun. Era că l-ai băut pe tot. Două gure, mă. Acum că sunt fericită, mergem să-ți îndeplinim ție o dorință. Unde? Mergem în Arnavutköy. Mergem să luăm barca din Eminionu, în Arnavutköy. Și ne plimbăm de-a lungul Bosforului până în cartierul Arnavutköy. Cartiere pe care noi am vrut să le facem, cartiere din Istanbul, însă nu am mai avut timp. De aceea vom lăsa loc să ca ne să le facem, da, altă dată, când o să mai ajungem în Istanbul, cât de curând. Nu? Nu? Da. Hai. Mergem la deal după Sutlaci. Trebuie să căutăm o scară. Cam așa arată cartierele rezidențiale de pe partea europeană. Asta este o zonă care nouă ne place foarte mult, însă unde nu ne-am permis să stăm, pentru că costurile sunt destul de ridicate și deși nu arată ca niște blocuri luxoase sau poate chiar arată puțin mai sărăcăcios decât cartierul în care am stat noi pe partea asiatică, costurile sunt destul de ridicate și oferta este destul de limitată în zona asta. E super frumos. Și pare că ai fi la munte, așa, aerul. Mi se pare că e mult mai curat aici. Ce nu zici, Mircea, nimic? Îmbrățișează scările cu toată inima. Că sus, dacă avem noroc, ne așteaptă un sutlaci. Da, locul ăsta l-am găsit din întâmplare. Eram cu niște prieteni, fusesem la un alt restaurant să mâncăm. Și am decis să coborâm pe jos la pas, să nu luăm un taxi de acolo. Și din întâmplare am dat peste locul ăsta. Noi atunci am ajuns seara destul de târziu. Și de sus se vedea așa Istanbulul super frumos. Acum nu știu dacă vedere. Restaurant. Poftim? Pare să fie liniște la restaurant. Poate s-a închis. Nu pare să fie aglomerat. Să văd niște mese. Restaurantul e recunoscut pentru chiofte. E unul dintre cele mai recunoscute restaurante din Istanbul. Mai taci, măi! Nu știe nimeni. Restaurant. Mă rog, e o cocioabă cu niște mese afară. E un nene care a pus niște mese. Da. Vis-a-vis de un parter. Merhaba! Sutlaci varmă? Sutlaci varmă! Iki tane lutfen? Ban? Iki çay. Evet. Teşekkürler.
Cocioabă, cocioabă, dar ia uite ce vedere are. Ce vedere are cocioaba. Dacă ne uităm așa puțin la casele din jur și înăuntru, ferestrele sunt destul de modeste și majoritatea sunt destul de tradiționale și cred că ăsta e lucru care ne place de fapt. Că par niște case foarte accesibile și își păstrează estetica asta turcească. În schimb, vederea e de 1000 de dolari sau cum se spune. De milioane. De milioane. 1000 de dolari. 1000 de dolari e puțin. Știi câte dolari acum? Și minunea s-a întâmplat. Scoci lista de la Naftalina. Ia să vedem. Ia vezi. Câte dorințe ți s-au îndeplinit dintre cele 5? Câte? Cafea turcească la tarot. Ai văzut la tablă, dar s-a rezolvat. N-ai Sutlaci? Cum? Sutlaci în Arnavutköy. Da. S-a rezolvat. Istanbul, noapte din Galata Tower. Vedem dacă reușim. Pending. Selecție de cocături a fost mai mult decât trebuia. Mm-hmm. Suc de rodie la Hagia Sofia în față, exact cum ți-ai dorit, s-a întâmplat. Deci, cum s-a spune, a fost o zi pe cinste care o să mai fie în continuare. Să vedem ce gustare. E bun rău. E bun rău. Cred că e printre cele mai bune. Deci nu numai care vedere. Nu numai că ce mișto e aici, mai e și cel mai bun sutlaci. Se numește Taskin Kofte. Nu cred că am prezentat în vreun blog până acum sutlaciul, nu mi-aduc aminte. Este ca un fel de orez cu lapte, aș spune, dar nu prea are același gust, are cred că mai multă vanilie. Mai puțin este băgat orez. Și la cuptor, nu mai puțin orez exact. E mai mult ca o budincă cu orez cu lapte. Mie personal nu-mi place orezul cu lapte, dar asta îmi place. Și plimbarea mea prin Arnavutköy se îndeplinește și dorința cu plimbarea prin Arnavutköy. Da. Acum. Acum suntem deja în centru. Ce ai zis? Zic, acum suntem deja în centru. Nu cunoaștem foarte bine zona asta, dar... Cred că trebuie să dar scoci. Dar Lahmacun găsim noi, nu? Da. Mai avem puțin și chiar dăm nas în nas cu el. Am găsit și un restaurant care vinde lahmacun, așa că să procedăm. Tu sigur nu vrei? Bravo! Ichitane lahmacunul, fel. Lahmacunul este o... Nu este o pizza, este o felie foarte subțire de pâine și cu foarte puțină carne, cu niște roșii, niște pătrunjel și vine cu o salată pe care o punem lahmacunul și niște ceapă. Ceapă cu sumac. Și lămâie. Facem lămâie. Și acum trebuie să fac cumva să țin minte gustul până la anul sau până când ne întoarcem înapoi. E foarte, foarte fresh. Și nu are legătură nici cu pizza, nici cu shawarma, nimic. Este ceva... Pâinea este extrem de subțire, se rupe singură. Și e foarte fresh, carnea e foarte puțină, mănânci mai mult salată și faptul că se pune și lămâie. Dorințele mele au fost îndeplinite. Lahmacunurile au fost mâncate și continuăm cu o plimbare pe malul Bosforului, prin Arnavutköy. Nu mai ajungem până în Bebek, dar este de ajuns pentru că este foarte similar. Și ne continuăm plimbarea pe malul Bosforului. Până la ultima dorință. Ultima ta dorință, care este? Galata Tower. Noaptea.
mișto roșu cartierul ăsta. Mergem spre Galata Tower, zici că mergem în noapte de înviere. Da. La biserică. Pentru noi care la 7 ne culcăm. Doamne, uite cât de frumos e, dar cum sunt copacii și cum e strada, așa? Chiar zici că este o machetă. Și am ajuns la dorința numărul 5. Ne-am pus la coadă. Avem muzecarturile, mai este o coadă destul de mare la bilete, însă noi nu vom sta, în speranța că nu s-au schimbat lucrurile de ultima oară când am venit. Și abia aștept să urcăm, pentru că cu siguranță o să fie niște imagini extrem de frumoase. Nu e frumos? Și zona extrem de animată seara. Nouă, ca rezidenți, nu ne-a plăcut atât de mult zona asta și am evitat-o pentru că este foarte aglomerată, în schimb, ca turiști care vin pentru prima dată în Istanbul, mi se pare că e una dintre cele mai animate și cele mai frumoase zone și care are și o varietate destul de mare de activități și localuri și, mă rog, tipuri de localuri. Cred că aici sunt și foarte multe baruri cu muzică jazz, lucru pe care noi le-am dorit să-l facem, însă nu am apucat. Data viitoare! Am urcat și vom face încheierea de aici, de unde mi-o primesc cea de-a cincea dorință. Asta este ultima seară petrecută în Istanbul și vrem să rămâneți cu imaginea asta asupra orașului. Este fascinant, este fermecător. Noi rămânem cu un gust foarte plăcut după această experiență în Turcia și de Istanbul nici nu mai spunem, pentru că nu ne ajung cuvintele. Fără să fim prea siropoși, în stilul caracteristic, stați aproape, pentru că urmează vloguri noi din destinații. Nici nu vă gândiți, nici nu vă gândiți unde surpriză, mergem. Da? Like and subscribe. Și share masiv pe toate rețelele de socializare. Ne e puțin rușine acum, să zicem. Și am blocat și canalul de trecere, mai puțin. Și vă mulțumim foarte mult celor care v-ați abonat, celor care urmăriți vlogurile. Vă mulțumim și celor care urmează să vă abonați. Da. Și ne pare foarte rău că părăsim Turcia, dar suntem entuziasmați pentru alte noi destinații. Aventurile care urmează. Ne vedem data viitoare. Ciao! A vorbit cu femeia asta, eu oricum am văzut așa când eu veneam pe drum. S-a oprit și a intrat și a zis... Cum i-am zis? Cum? Și eu... Ia ce-a făcut, mi-a dat zarurile alea muslite? Da, a dus din spate o cutie. Am zarul cu telecomandă. Și uite aici scrie în lateral, marți. Te-am lăsat să câștigi. Pe mine? Da. M-a întrebat dacă am pierdut la tablă. Și este o foarte mare diferență între a pierde și a lăsa pe cineva să câștige. Mulțumesc. Păcat de tine că ai pierdut la tablă, dar asta. Ce, te vezi cum îngheață Bosforul? Ia, cum e real life, de fapt? Feeling, ia să te văd. Cum zgribulești? Real feeling. Ai luat cadre? Hai! Am înghețat. Vrei să mai zici ceva? Da, și-a mai zis. Cum este caracteristic?